Cine și-ar fi imaginat așa ceva? În 1991, în România a început să fie prezentat filmul Isus, considerat de specialiști în domeniu ca fiind cel mai difuzat film din istorie. În parteneriat cu bisericile evanghelice din România, Asociația Lege Viața a demarat o revoluție spirituală. Bine, atunci nimeni nu bănuia nimic. Două role de film, un aparat de zeci de kilograme, păstori, prezbiteri, credincioși și misionari ale Lege Viața au pornit pe un drum ce avea să treacă prin toate orașele mari ale țării, prin comunele bine dezvoltate ale județelor și prin satele unde s-a găsit deschidere a fi difuzat acest film, chiar și acolo unde nu exista electricitate. Toate bisericile ce le vom urmări în continuare sunt rodul trezirii spirituale înregistrate în anii 1990-2000. Mai exact, după cum va prezenta și documentarul Istoria filmului Isus în România, realizat tot de Lege Viața, slujitorii lui Dumnezeu din mai toate județele țării, văzând deschiderea oamenilor spre Domnul Dumnezeu, în urma difuzării acestui film, au trecut la deschiderea de noi biserici. A se înțelege bine, ridicate de la zero, cu trudă, cu muncă, cu patimă, cu bucurie și, peste toate, cu minuni din partea Domnului Dumnezeu. Numărul estimativ al acestora îl vom prezenta la final și este minunea Domnului Dumnezeu pentru România. Oamenii pe care îi vom privi în minutele următoare sunt unii dintre cei 30 de misionari care au avut ani de zile acest gând. Să-L arate pe Domnul Dumnezeu și prin acest film. Pentru câțiva ani de zile, Asociația Lege Viața nu a dorit să facă de cunoscut acest număr, dar lumea trebuie să cunoască această importantă lucrare, realizată în parteneriat cu deschise biserici evanghelice din țară spre a transmite unicul mesaj al mântuirii prin Iisus Hristos. Ceea ce s-a făcut este rodul rugăciunilor aprinse, al încercărilor, al nopților nedormite, ale unor jigniri și ale unor cuvinte grele aduse în anumite ocazii de către persoane răuvoitoare la început. Un misionar povestește că într-o locație, cel mai recalcitrant privitor a încheiat seara după film cu lacrimi în ochi. Sunt puterea și minunile Domnului Dumnezeu. Spuneam la început că trebuie să dăm credincioșilor o statistică și să mulțumim Domnului Dumnezeu și să mergem înainte. 400 de biserici. Acesta este numărul. Proiectul cu filmul Isus continuă și astăzi prin biserici cu impact. Și tu poți veni alături de noi pentru Domnul Dumnezeu, pentru generația de azi și cele ce vor urma. Istoria se scrie acum.